Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă rețetă la Alina în bucătărie. Astăzi vă aduc o rețetă pe care aștept de mult să o împărtășesc cu voi. Este rețeta de paprikaș de pipote și inimi, un preparat extrem de gustos, are un sos cremos, gustul este divin, așa că sper din suflet să-l încercați, deoarece merită din plin. Acest paprikaș de pipote și inimi era una dintre mâncărurile mele preferate, copil fiind. Eu am aici o jumătate de kilogram de pipote și inimi, pe care le-am spălat foarte bine, apoi pipotele le-am tăiat în bucăți mai micuțe, iar inimile le-am tăiat pe jumătate. Mie îmi place să le tai pe jumătate inimile, însă dacă voi le preferați întregi, puteți să le lăsați și așa. Vom da drumul la treabă, iar pentru început va trebui să tocăm toate legumele. Pentru acest preparat, mie îmi place ca toate legumele să fie tocate foarte mărunt. Așa că am luat ceapa și am tocat-o cât de mărunt am putut. La o jumătate de kilogram de pipote și inimi, eu am pus două cepe. Va mai fi nevoie să tai și o jumătate de ardei roșu, nu este nevoie de mai mult de atât, îl tai pentru început fâșii subțiri, ca mai apoi să-l toc mărunt. Ultimul la tocat este usturoiul, așa că cei 3 căței de usturoi pe care îi voi căli cu restul legumelor, îi voi toca foarte mărunt. Despre ceilalți 2 căței de usturoi pe care îi voi pune în sos, vă voi spune mai multe la momentul potrivit când pregătim sosul. Într-o cratiță încăpătoare, eu folosesc una de fontă, voi încinge uleiul pe foc mediu. Eu am pus aproximativ 2 linguri de ulei. În uleiul bine încins voi pune ceapa și o voi căli pe foc mediu pentru aproximativ 7 minute. Ceapa s-a călit pentru 7 minute, așa că este momentul să pun usturoiul. Amestec totul și las să se călească pentru 1 minut cât să infuzăm ceapa cu aroma usturoiului. Apoi voi pune paprika, amestec totul foarte bine, de urmând să adaug ardeiul roșu. Odată cu ardeiul voi pune și pipotele și inimile și voi amesteca totul foarte bine. În acest punct voi găti totul pentru 2 minute, tot acum îmi place să condimentez cu sare și piper. Aici puteți să puneți după gust, eu am pus o linguriță rasă de sare. Focul ar trebui să fie unul mediu, voi acoperi cu un capac și voi lăsa totul să se gătească fără a adăuga lichid pentru aproximativ 10 minute, amestecând o dată sau de două ori. Totul s-a gătit împreună pentru 10 minute și uitați cât lichid a lăsat. În acest punct va trebui să adaug apă. Eu am adăugat o jumătate de litru. Ideea este să adăugați atâta apă cât să acopere pipotele în totalitate, dar nu mai mult. Pe foc mare voi aduce totul la punctul de fierbere, iar în momentul în care totul începe să fiarbă, voi trage focul mic, voi acoperi cu un capac și voi lăsa să fiarbă totul pentru aproximativ o oră sau până când pipotele și inimile sunt bine fierte. Asigurați-vă că amestecați odată la 20 de minute. Înainte cu 10 minute ca totul să fie fiert, va trebui să pregătim sosul. Haideți să vă arăt cum se pregătește. Într-un bol voi pune făina, eu am pus o lingură cu vârf plus încă un vârf de lingură. În aceasta voi pune cei 2 căței de usturoi pe care îi voi trece prin presă. Condimenta și sosul cu puțină sare, dar și piper. Amestec toate ingredientele puțin, urmând să adaug laptele. Acesta trebuie să fie adăugat treptat, câte puțin, mie mi-a scăpat puțin mai mult, dar voi nu faceți la fel. Voi amesteca viguros cu un tel, apoi la final este rândul smântânii să fie adăugată și după aceasta voi amesteca totul foarte bine, cât să se omogenizeze totul. Inițial nu am adăugat tot laptele, însă până la urmă l-am pus pe tot. Uitați, aceasta este consistența pe care o căutăm, un sos lichid, nu foarte gros. Carnea fierbe pentru aproximativ o oră și 10 minute, este bine fiartă, așa că este momentul sosului să fie pus. În acest punct focul ar trebui să fie unul mediu, voi pune tot sosul și amestec totul foarte bine, voi lăsa să fiarbă pentru aproximativ 2 sau 3 minute cât să se îngroașe. Dacă vi se pare că sosul este prea gros, mai adăugați puțin lapte, la fel am procedat și eu. Voi mai lăsa să fiarbă totul pentru aproximativ 2 minute și paprikașul nostru este gata. Așa ar trebui să arate sosul la paprikaș, un sos legat, cremos, însă nu foarte tare, dar nici să fie lichid nu ar trebui.
Tot ce mai trebuie să fac este să pun o mână generoasă de pătrunjel verde, să amestec totul puțin și totul este gata, poate fi servit. Eu de această dată am hotărât să-l servesc cu o mămăligă alături, însă merge de minune cu piure de cartofi sau chiar cu paste. Acest papricaș de pipote și inim este o mâncare de confort extrem de gustoasă. Merge de minune în sezonul rece, deoarece este sațios, însă cu siguranță poate fi savurat în orice sezon. Sper din suflet să vă fi inspirat cu această rețetă. Dacă am făcut-o, nu ezitați să dați un like și un comentariu. Până data viitoare, numai bine vă doresc!